Bună seara, sunt Ioana Laghirghe și vă invit să urmăriți știrile GDS. Mica Unire a fost marcată la Craiova printr-o ceremonie militar-religioasă la care au participat câteva sute de craioveni, dar și oficialități. De asemenea, trei preoți au oficiat slujba religioasă, apoi au fost depuse gerbe de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. A urmat defilarea gărzii de onoare și onorul muzicii militare, iar ceremonia s-a încheiat cu Hora Unirii și cu un program artistic de muzică patriotică și populară. Craiovenii au venit în centrul orașului pentru a marca acest moment istoric. Am venit aici să văd Hora Unirii, să văd soldații ca băiatul care a avut două misiuni plecate în Afganistan și sunt mândră de el și vreau să fiu și eu prezent aici, fiindcă am avut liber. Am venit și eu să-i văd pe soldat aici. Pentru a vedea fanfara. Așa, și o să particip și la Hora Unirii? Nu știu. Cu cine ai venit? Cu tatăl meu. Și vii aici în fiecare an? De primă. Am mai venit. Unirea de la 1859 a fost practic momentul apariției statului român pe harta Europei. Craiova este legată în mod simbolic de acest eveniment crucial al istoriei românilor. Dintre toți românii care au crezut în urmă cu 158 de ani în puterea lor de a-și decide singur soarta, doar locuitorii Craiovei au rămas în posteritate. Ei sunt cei cărora marele pictor Teodor Amane imortalizat în 1857 voința și entuziasmul de a fi uniți în celebrul său tablou Hora Unirii la Craiova. A urmat defilarea gărzii de onoare și onorul muzicii militare, iar ceremonia s-a încheiat cu Hora Unirii și cu un program artistic de muzică patriotică și populară. Plutoane de infanterie aparținând batalionului 20 infanterie Dolj. Onorată asistență, muzica militară a garnizoanei Craiova, sub comanda plutonierului adjutant principal Florică Oanță, prezintă onorul oficialităților prezente la acest eveniment. Doamnelor și domnilor, onorată audiență, aici se încheie ceremonia militar-religioasă. Zona montană Rânca a fost plină de turiști în minivacanța bugetarilor. De Mica Unire, zeci de persoane s-au aflat pe pârtie și s-au bucurat de peisajele de iarnă de la Rânca. A fost disponibilă pârtia din centrul stațiunii, acolo unde sute de persoane s-au aflat la schi și la săniuși.
Din 2017, Ministerul Agriculturii vrea să modifice modul de acordare a unor subvenții. Pentru unele scheme de plată, sprijinul va fi acordat diferențiat. În august 2016, Ministerul Agriculturii a notificat la Comisia Europeană noile condiții pentru acordarea plăților directe care vor fi aplicate începând cu 2017. Ieri, reprezentanții Ministerului au discutat la Comisia Europeană aceste modificări și urmează să elaboreze un document în acest sens. Comuna Pelevii poate fi considerată fără îndoială raiul hoților de lemne. Din 2000 de hectare, doar 20 mai sunt acum în picioare. Restul de pădure a fost tăiat și furat. De multe ori, oamenii sunt nevoiți să cumpere lemne chiar de la hoți. Jaful din pădurile comunei Pelevii durează de ani de zile și nimeni nu poate face nimic. Primarul spune că pădurea a fost pur și simplu decimată. Oamenilor le este frică să mai meargă în propria pădure. Le e teamă să mai meargă în pădure, pe timp de zi, dar pe timp de noapte. Sustragerile se fac în tot timpul zilei, și ziua și noaptea, pentru că legea este permisibilă. Cât s-a furat? Deci cam câte hectare, nu știu, au rămas despăduri? Cele 2500 sunt pe picior. La Madona, la Pelevii, din cele 2000 de hectare, cred că nu mai sunt 20 de hectare pe picior. 20 de hectare. Lucrurile au mers până acolo încât oamenii sunt nevoiți să cumpere pentru iarnă lemne chiar de la hoții care au furat din propria lor pădure. Noi am 2 hectare de pădure, dar încă lemne nu am. Și ați reușit să tăiați din pădurea noastră sau nu ați? Am dus mai la o crecuță, că altceva n-am avut ce face. Pentru că le-au tăiat pădurea mare, s-a tăiat, acum e cam tinerică și o taie și pe aia. Cine o taie? Hoți, altceva ce să taie. Care... Nu reușit să stârpiți niciun fel acest fenomen? O duc la vânzare. Asta-i. Cumpărați chiar de la ei, într-un fel? Chiar de la ei am cumpărat lemne. Nu eu, dar uite, vecinii de aici au cumpărat chiar de la hoți. Sunteți proprietar? Proprietar, da, la 3 pogoane jumate de pădure și n-avem lemn. Și n-are cine să ne aducă lemn. Pătimim, cumpărăm din pădurea noastră și cumpărăm. Primarul spune că vrea să pună la punct un plan de reîmpădurire care să refacă zona distrusă de tăierile abuzive. Cât despre prinderea hoților, aici nimeni nu mai poate face nimic. Guvernul estimează bugetele primăriilor la 61,2 miliarde de lei în 2017, o creștere de peste 7% față de veniturile din 2016. Bugetul general centralizat, care cuprinde și banii consiliilor județene, este estimat la 72,8 miliarde de lei în acest an, o creștere de 9,4% față de veniturile estimate în 2016. Veniturile proprii ale primăriilor, provenite cu precădere din impozite și taxe locale, sunt estimate la 10,1 miliarde de lei, în scădere cu 0,6 puncte procentuale față de încasările din 2016. Ponderea acestor venituri în bugetul total al primăriilor este de doar 16,6%. Prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului delegat pentru fonduri europene, a fost aprobat documentul cadru de implementare a dezvoltării urbane durabile. Acesta face parte din axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării urbane durabile din cadrul programului operațional regional 2014-2020. În continuare vă prezentăm informațiile meteo. Vremea se va încălzi ușor în următoarele 24 de ore în Oltenia. Astfel, la noapte, temperaturile minime vor oscila între minus 7 și minus 5 grade Celsius. Ce va mai frig va fi doar la Râmnicu Vâlcea, unde mercurul din termometre va coborî până la minus 8 grade. Nu se vor semnala precipitații și nici intensificări ale vântului. Mâine, la orele prânzului, va fi mai cald decât astăzi și în multe localități se vor consemna temperaturi pozitive. Astfel, la Drobeta Turnu Severin, la ora 14, mercurul din termometre va urca până la 3 grade Celsius. În schimb, la Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu vor fi 2 grade, în timp ce la Craiova temperatura nu va depăși cota 0. Singura zona Olteniei cu temperaturi negative va fi județul Olt, unde gerul va persista și la amiază.
Știrile se încheie aici, urmează imediat jurnalul sportiv. Vă doresc o seară plăcută în continuare alături de programele ale GTV. La revedere!